Un minor a fost rănit la un curs de parașutism sâmbătă după amiază din cauza că nu i s-a deschis parașuta. Poliția orașului Salcea a fost sesizată prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că un cursant de la un aeroclub din Suceava, în vârstă de 16 ani, s-a accidentat în urma unui salt eșuat cu parașuta. Evenimentul a avut loc în jurul orei 14:10. Minorul, care este elev al aeroclubului, a efectuat un salt control de la 1200 de metri altitudine din un avion de tip AN-2. Deoarece parașuta nu s-a deschis complet, acesta s-a angajat într-o mișcare de rotație și s-a prăbușit pe sol în apropierea aeroclubului. Din primele verificări a reieșit faptul că persoana în cauză nu a efectuat manevra de eliberare a parașutei de rezervă conform procedurilor. La fața locului a intervenit un echipaj SMUR care l-a preluat și transportat pe minor la Spitalul Județean Suceava, unde din primele investigații medicale s-a stabilit diagnosticul de politraumatism prin cădele de la înălțime.